împreună cu robul Domnului. Și lucrarea aceasta pe care o facem noi astăzi, el a avut în vedenie că eu eram pe marginea unei ape. Și la omul care îi se face ordinarea era dincolo de apă. Și în mijlocul nostru trecea un râu. Și el întindea mâna și în tot timpul spunea să-i dăm ajutor. Și astăzi se va face ordinarea și dumneavoastră împreună cu mine va trebui în continuu să vă rugați ca Dumnezeu să-i dea ajutor. Dumnezeu să-l călăuzească. Amin. Ascultăm.